Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delici. Numele meu este Inea Bogdan și astăzi vom găti împreună un musaca de cartofi cu carne tocată la cuptor. Această musaca cu piure de cartofi și carne tocată este o rețetă de care nu vă veți sătura niciodată. Plus, se face ușor. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele. Carne, 1 kg carne tocată mixtă, o ceapă, un morcov, o linguriță usturoi pisat, 2 ouă, o linguriță sare, jumătate linguriță piper, o linguriță cimbru, 120 g bulion, 90 ml apă. Piure, 1,2 kg cartofi, 125 g unt, 159 g smântână, 50 ml lapte, o linguriță sare, jumătate linguriță piper, topping. 300 g cașcaval, 100 g bacon afumat, ceapă verde. Dragilor, începem această rețetă musaca de cartofi cu carne tocată la cuptor prin a decoji cartofi. După care îi tăiem în bucățele și îi punem la fiert. Între timp ne apucăm să tăiem mărunt, ceapa și morcovul. Următorul pas este să curățăm usturoiul și să îl pisăm. Acum punem puțin ulei într-o tigaie la foc mic. După care adăugăm ceapa, morcovul și călim un pic. În continuare dăm focul la mediu, punem carnea tocată mixtă și amestecăm un pic ca să o sfărâmăm. Următorul pas, dragii mei, este să adăugăm usturoiul pisat, sarea, piperul, cimbrul, bulionul, apa și amestecăm. Punem un capac, dragii mei, și lăsăm aproximativ 20 de minute, amestecând din când în când, până scade aproape toată apa. Nu uitați să apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Acum batem ouăle bine. După aceasta adăugăm peste carne și amestecăm repede să se încorporeze bine cu carnea. Dragilor, mai lăsăm circa 10 minute să scadă de tot apa din carne. Scurgem bine carnea de grăsime și păstrați tigaia pentru că vom căli baconul în uleiul rămas. Acum ne apucăm de piure și punem cartofii într-un bol după ce i-am scurs în prealabil. Adăugăm untul peste cartofi și pasăm. Nu uitați că piureul trebuie să fie mai tare ca să nu se împrăștie când vom ansambla musacaua. Următorul pas este să punem treptat smântâna laptele și să mixăm. Cantitățile de smântână și lapte pot varia la voi în funcție de tipul de cartof pe care îl folosiți. Adăugăm sare, piper și mixăm. Voi puteți adăuga și alte condimente după gustul vostru. Acum începem, dragilor, să ansamblăm musacaua
și împărțim piureul în 3 părți egale și carnea în 2 părți. Punem prima dată piure carne piure carne iar la sfârșit piure. Acum ne apucăm să răzuim cașcavalul. Tăiem ceapa verde și călim baconul în tigaia unde a fost carnea. Următorul pas este să presărăm deasupra cu cașcaval. Ceapă verde și bacon. Voi puteți să adăugați la topping ingredientele după placul vostru. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade, circa 20 de minute. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!